În ultimele 7 zile, cadrele ISU Hunedoara au intervenit la stingerea a 4 incendii care au izbucnit în locuințe. Acestea s-au produs în ordine cronologică la Lupeni, Simeria, Deva și Hunedoara, ultimul dintre acestea izbucnind chiar în această dimineață. Pompierii s-au luptat o oră cu focul izbucnit la o casă din cartierul Hunedorean Buituri, reușind să oprească propagarea focului la imobilele învecinate. În această dimineață, salvatorii din cadrul detașamentului de pompieri Hunedoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu care se manifesta violent la o casă nelocuită situată în cartierul Buituri din municipiul Hunedoara. 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă de mare capacitate, 1 autospecială de mică capacitate, precum și o ambulanță Smurd, au fost angrenate în intervenția care a durat aproximativ o oră. Salvatorii au reușit să oprească incendiul la timp, astfel încât să nu fie afectate și alte imobile aflate în vecinătate. Din fericire, ca și în cazul celorlalte incendii din ultima săptămână, nici acum nu s-au înregistrat victime omenești. Dacă incendiul de la Lupeni a fost provocat de un trăsnet, iar cel de la Simeria și Deva de lumânări lăsate nesupravegheate, focul de la Hunedoara a izbucnit din cauza unui scurt circuit la instalația electrică.